Și anul acesta, Asociația Română de Oncologie Sfânta Ana marchează această zi alături de asociațiile membre ale Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, în parteneriat cu SOABC și Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin organizarea acestei conferințe de presă, în cadrul căreia evidențiem problemele cu care se confruntă pacienții oncologici. Asociația Română de Oncologie Sfânta Ana încearcă să crească gradul de conștientizare și prevenție a apariției diferitelor afecțiuni în rândul tinerilor. În fiecare an, în data de 4 februarie, organizațiile non-guvernamentale și nu numai, factori decizionale, autorități publice, doresc să atrag atenția asupra măsurilor care ar trebui adoptate la nivel mondial, bineînțeles european și național, pentru ca numărul de îmbolnăviri prin cancer și deces prin cancer să se reducă. Noi, organizațiile non-guvernamentale, organizăm manifestări menite să atrag atenția autorităților și factorului decizional asupra importanței adoptării de măsuri pentru ajutorarea bolnavilor de cancer. Noi luptăm prin toate acțiunile noastre pentru apărarea drepturilor bolnavilor de cancer. Președintele asociației spune că este dezamăgită de faptul că nici măcar un reprezentant al prefecturii Gorj nu a luat parte la acest eveniment. Nu am reușit până acum să stabilim o cale de comunicare cu prefectura Gorj, care a lipsit în permanență la toate activitățile noastre, cu parlamentarii de Gorj. Bineînțeles, astăzi fiind o zi de luni, puteau veni, dar la alte activități. Reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică, dar și ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate au fost prezenți la eveniment. În evidența Casei de Sănătate se află un număr de 972 de pacienți care au beneficiat de tratament în cursul anului 2017, cu un cost mediu anual de 7.200 de lei. Deci 72 de milioane au fost alocați în media anul trecut pentru fiecare bolnav oncologic. 2017, pe care abia încheiat-o, luați în evidență un total de 807 persoane cu cazuri noi de cancer în 2017. Totalul bolnavilor rămas în evidență fiind de 7.188, din păcate un număr mare, iar aici avem cele mai multe cazuri de femei, ele fiind cel mai afectate, practic, cancerul de col uterin și cancerul la sân sunt predominante în statistica noastră. O femeie în vârstă de 48 de ani a povestit cum în urmă cu câțiva ani a fost diagnosticată cu cancer. În 2011 am fost diagnosticată cu cancer la sân. Au trecut de atunci 6 ani, 4 luni și 23 de zile și pot să vă spun că sunt anii cei mai colosali din viața mea, pentru că am înțeles ce am trăit și ce am de trăit. A trebuit să mă îmbolnăvesc de cancer, să-mi dau seama că nu contează dacă ești slab sau gras, dacă ai părul lung sau scurt, lucrurile materiale, că nu au nicio importanță. În România, 5,2% dintre românii suferă de cancer, iar circa 21% au o rudă care suferă de această boală.